Am rugat-o pe Alina Iliescu să vină aici să ne ajute și să ne lămurească. Bună, Alina, bine ai venit! Bună, Alina! Bună, Lili, bună, Șurubel, bine v-am găsit! Deci, hai să vedem. Cât de greu se readaptează sau se adaptează un elev în comunitate? Să zicem că... Hai să începem... că a lipsit 3 luni. Cam da, 3 luni care au lipsit au avut vacanță, da, acum. E o situație în care ei au lipsit 3 luni, nu au mai socializat deloc cu copiii din clasă. Cum este? Cei care au lipsit 3 luni și deja sunt integrați în comunitate vor reacționa opus față de celor care abia încep grădinița și școala, adică abia aștept să meargă la școală sau cam plictisit în vacanță, le e dor de colegilor, vor să socializeze, au multe de povestit. În prima săptămână nu prea se mai pot concentra la ore, că vorbesc de jocuri, de ce s-a întâmplat și atunci cumva sunt fericiți. Într-adevăr, sunt mai temători. Dacă li se schimbă profesorii, dacă apar colegi noi, dacă se schimbă ceva în mediul lor și pe care ei nu-l pot controla. Însă, în situația ta în care trebuie să pregătești un copil pentru grădiniță sau pentru începerea școlii... E foarte greu, îți spun sincer, sufletește vorbind și emoțional. Este. Nu doar din punct de vedere al copilului, însă și din punct de vedere al, din punctul de vedere al părinților. De ce? De ambele părți apar niște shifturi. 1. Copilul se simte abandonat. De ce? Pentru că tu îl rupi dintr-un mediu familiar, dintr-un mediu în care se simte confortabil, în care are niște părinți, niște bunici, niște oameni în jurul lui care îi stau la cheremul lui oricând și el e regele și îl duci într-un mediu în care, într-adevăr, sunt mai mulți copii. Poate socializa, însă ce trebuie să ținem cont e că trebuie să trecem de la conexiunea cu mama, cu tata, cu părinții și să predăm conexiunea altcuiva. Și, în general, e bine să predăm conexiunea unei educatoare, să predăm conexiunea unei îngrijitoare, să predăm conexiunea cuiva de care el se lipește. Și de asta observăm că acei copilași mici, când merg la grădiniță, sunt ținuți în brațe unii dintre ei care plâng mai mult. Și trebuie să-i alini, să le dai un confort emoțional, să se simtă înțeleși, să vii spre ei. Și atunci... toate lucrurile astea ajungem la talentul profesorilor și la empatia lor. Eu am un exemplu, exact cum mi s-a întâmplat mie și un sfat pentru doamnele educatoare. Când aveam 3 ani și m-au dat la grădiniță, am plâns. Când a plecat tata, prima zi, da, am plâns, tata a plecat, a stat în ușă, a așteptat, s-a uitat așa un pic, a zis, nu pot cu ăsta. S-a întors și m-a dat, exact cum spui tu, Alina, m-a dat doamnele educatoare, care ce-a făcut? Foarte inteligent, m-a dus la baie și... M-a dus la baie și mi-a arătat prosoapele inscripționate ale fiecărui elev. Wow. Și mi-a zis, fiecare dintre voi o să aveți prosopul vostru cu numele scris pe el. Și mi-a arătat că erau cu sute, cu nume, cu... Eu nu înțelegeam literele neapărat, dar ca idee mi s-a părut atât de fascinant încât am uitat. Exact. Și din momentul ăla... Da, corect, și vorbesc și eu din experiență. E foarte important să se atașeze de o educatoare, pentru că asta se întâmplă și cu Thomas acum. Acum câteva zile mi-a zis, mami, vreau să mă însol. Cu cine, mami? Cu pe educatoarea lui Cristina, Cristina o cheamă, dar îi spune Cristina Ileana. Cu Cristina Ileana. Super, ce să zic, mă bucur. Dar, într-adevăr, atașamentul ăsta este foarte important, dar chiar și așa, cum se manifestă un copil care nu reușește să se readapteze sau să se adapteze, practic, în colectivitate? Păi, trebuie cumva să ne uităm undeva în structură. Ce se întâmplă în noi de creează această reacție atât de violentă și de furie și de isterie și de frică și un sentiment de nesiguranță? În momentul în care schimbăm mediu și mergem în alt mediu, e foarte important cum reacționează copilul la schimbare, pentru că fiecare dintre noi avem o personalitate și fiecare ne adaptăm mai ușor sau nu. Al doilea lucru, cât de sociabil e acel copil? Dacă copilul e mai sociabil, o să fie, exact cum ai zis, fascinat de ce se întâmplă în mediu. Mie nici nu mi-a trebuit foarte mult. E clar, e clar. Eu de atunci nu eram foarte deștept. Așa, nu bun. E și modest. Știi cum e, că inteligența emoțională e mai importantă decât IQ. Eu cred că cel mai important. Cel mai important. Da. Și... apoi, trebuie să lucrăm la această bucată de siguranță. Dacă el se simte în siguranță și se simte protejat și atunci mediul pare în regulă, o să se simtă bine acolo. Dacă toți copiii plâng la unison și o senzație de nesiguranță și trezește în tine acea frică și tu ești mai anxios și ai atacuri de panică și nu știi cum să faci față și nu e nimeni să te întâmpine, să te ajute, să-ți distragă atenția, asta cu distrasul atenției e incredibilă, atunci tu trăiești acest sentiment de nesiguranță și constant
nu te simți confortabil și ori de câte ori în viață te reîntorci la abandon și la separare, te reîntorci la grădiniță și prima dată când ai fost lăsat acolo. Corect. Și durează cam o săptămână, două, trei, patru, cinci, șase, în funcție de personalitatea fiecărui copil. Sunt copii care fac, pa, la revedere, mami, te văd mai târziu, vii și mai iei, da? Pentru că personalitatea lor e foarte relaxată și atunci ei sunt sociabili și abia așteaptă, au scăpat de părinți. Și sunt alți copii foarte atașați, care plâng și plâng și plâng și pare că nu se mai termină și zici, Doamne, și ce-i fac? Și îl traumatizez atât de rău. Și exact cum spuneai, în noi părinții apar niște sentimente de vinovăție când plecăm de acolo. Da. Corect, așa. Care sunt asemănătoare cu alea când plecăm de acasă pentru primele dăți. Lăsați-mă să fac probabil cea mai proastă comparație. De fapt, pe mine mă știți, știți că sunt recunoscut pentru comparații foarte ne la locul lor, dar este reală situația. Am un câine la Sibiu și nu l-am dus nici la dresaj și nici nu l-am socializat. Aia e faza, că mi-a zis cineva, nici la terapie nu l-am dus, asta nu mai dau bani și la. Deci nu l-am socializat și mi-a zis cineva, bă, de ce nu l-ai socializat că o să fie agresiv? Și într-adevăr, când se întâlnește cu alți câini pe stradă, există posibilitatea să cam sară la ei. Da. Pentru că nu l-am ținut în țarcuri cu mai mulți câini. Acum, comparația total ne la locul ei. În cazul copiilor, lipsa socializării poate să ducă la, nu știu, la conflicte? Uh-huh. Adică să se apucă să se bată cu alți copilași sau... Exact. Dar să știi că e bună comparația, pentru că un cățel sau o pisică e un substitut de copil. Până apare copilul, avem nevoie de un substitut. E primul copil al unui cuplu, practic. Exact. Eu atât pot. Nu, deci nu vă supărați pe mine că fac comparațiile astea, dar de aici, așa e viața mea. Bine ați venit. Dar putem să spunem că în structura ta, noi în structura avem copil, adult și bătrân. În structura ta există mai mult copil, care e un lucru foarte bun, da, te ajută, e partea ludică a noastră. Bun, deci... Și atunci, în această situație, într-adevăr, în care... Sunt copii care au o personalitate mult mai agresivă și au și dificultăți în familie care creează acest simptom. Pentru că, de exemplu, dacă în familie a apărut proaspăt un frățior sau o surioară și el tocmai a fost dat la grădiniță din considerentul că mama să se poată ocupa de cel mic, atunci el o să perceapă acest lucru ca o ofensă. Și o să se răzbune pe cineva pentru ceva ce i-a fost lui făcut. Și atunci, în general, copiii care sunt agresivi replică același mediu. Lor li se întâmplă ceva în mediul lor. Ei preiau anumite, poate nu sunt bătuți, dar sunt traumatizați, sunt abuzați emoțional, sunt abuzați verbal. Există un anumit abuz. Ceva în mediul lor nu este în regulă. Și atunci, în general, când un copil este adus la terapie și părinții zic așa, luați-l și rezolvați-l, că avem o problemă cu el, în general zic, ok, hai să ne jucăm cu copilul și să vedem ce se întâmplă în familie. Pentru că de cele mai multe ori descoperim că s-a întâmplat ceva în familie și copilul are această reacție. Și atunci trebuie să lucrăm cu toată familia ca să diminuăm reacția. Și de asta e fain că în general în școli există consilieri școlari și în general când se întâmplă ceva și e partea asta de bullying și de agresivitate, studiem puțin fenomenul. Ce s-a întâmplat în spate, da. Deci asta mă gândeam că dacă nu-l dai, de exemplu, la grădiniță, poate oare la școală o să fie agresiv pentru că n-a avut partea asta de socializare în grădiniță. Se potrivește partea de socializare. Un copil care e ținut doar între adulți o să socializeze foarte bine cu adulții, însă nu o să știe cum să socializeze cu copii, nu o să știe cum să împartă, nu o să știe cum să se comporte într-o comunitate, nu o să aibă skill-urile astea de a relaționa și de a crea o relație ușor. Și atunci e bine să-l ducem în parc până la când îl ducem la grădiniță. Să avem un grup de prieteni care îi plac și socializează. Corect. În concluzie, Alina, e normal să plângă un copil atunci când e dus prima oară la grădiniță sau când trebuie să se readapteze? Este normal să plângă un copil. Dacă noi ne-am întâlnit cu niște dinozauri, cred că am urlat și noi. E cam așa simte copilul această ruptură. O simte ca un șoc și simte că nu știe ce să facă în situația asta și atunci el are nevoie să se agațe de cineva. Și noi trebuie să creăm o relație cu cineva de acolo și să-l rugăm. Vă rog frumos, luați-l în grijă, că se pare că sunteți preferata lui și vă place. Arătați-i câteva ore, nu lăsăm până la 5, luăm la 1 de acasă, nu e niciun fel de problemă. Exact. Da, deci este bine să-i ducem clar în colectivitate, chiar dacă
începem de la un an și 9 luni, 2 ani. Există, e bună perioada asta premergătoare, exact, care înainte de începerea grădiniței, poate există o tabără, poate există o parte premergătoare și cu jumătate de an înainte să ne pregătim și să-i povestim constant că o să meargă la grădiniță, că sunt copii, să-i arătăm videoclipuri pe YouTube. Să-l pregătim și să vadă ce-l așteaptă, să-i spune multe lucruri pozitive, că el deja să investească locul ăla, să aștepte să ajungă acolo. Hai să vedem dacă Lili e pregătită pentru situația asta din viața ei în momentul ăsta. Tu, ca părinte, cum vezi lucrurile? Cum o să-l pregătești pe Thomas? Eu, ca părinte, deocamdată văd lucrurile foarte greu. Pentru că sunt atât de temătoare și atât de... V-am zis, să lăsam la grădiniță, cred că plângeam mai mult când mă urcam în mașină, când îl auzeam și mi se părea, aveam un sentiment așa de vinovăție. Dar știu că este o perioadă importantă pentru el. Sunt acolo să-l susțin. Asta îi spun tot timpul. Mami, sunt lângă tine, te susținem. Toată lumea te iubește. E un mediu frumos și bun pentru tine. E bine să înveți noi lucruri, să ai activități mai multe decât faci cu mami acasă. Înțelege ceva, că eu, dacă eram în locul lui, eram gen, da, mami, eu vreau acasă la tine. Da, se întâmplă și asta, dar de multe ori, să știi că îl las acolo și este, să zicem așa, fericit, adică nu arată, nu dă semne că vrea să plângă, mai plânge în timpul zilei, dar sunt momente, ei trec prin foarte multe schimbări și clar nu mai este rutina lor de acasă și din cauza asta sunt bulversați de ce se întâmplă acolo. Alina... Însă, atenție mare, da, trebuie să adaug ceva, iartă-mă, dacă copilul persistă și plânge, au trecut o săptămână, da, două, trei, patru, cinci, a trecut perioada de achiar. Chiar voiam să te întreb, ce facem? Că exact, nu putem să-l traumatizăm și plânge, și plânge, și plânge. Înseamnă că nu e ok grădinița pentru el. Nu grădinița aia, nu mediul ăla. Înseamnă că îi trebuie un alt fel de grădiniță. Îl iau de la stat, îl bag la Montessori, îl iau de la Montessori, îl bag la grădiniță privată, îl bag într-un mediu în care îi se potrivește lui. Da, psihologul. Adică îl ducem la psiholog? Dar degeaba îl duc la psiholog și îl bag într-un mediu în care el nu reușește să creeze atașament, că toate educatoarele sunt foarte reci și nu au bucata de empatie. Copiii fac foarte mult bullying pentru că e un mediu social foarte jos. Foarte mulți părinți zic, îl duc la grădinița de lângă, la grădinița de stat, dar ei nu iau în considerare că la grădinița de stat, de foarte multe ori, hai să mergem înainte să cunoaștem personalul de acolo sau la grădinița privată, hai să cunoaștem personalul, e un personal cald, sunt oameni buni, sunt oameni blânzi, sunt oameni empatici, eu m-aș simți bine aici, eu mă simt în siguranță să-i încredințez copilul doamnei. Da. Păi, cu ocazia asta, dacă aveți copii mici care nu se adaptează la grădinițele unde i-ați trimis, puteți să-i aduceți aici în fiecare zi de la 10:30 la Vorbește Lumea, personal cald, empatic, găsiți. Îți mulțumim frumos, Alina. Mulțumim, te mai așteptăm pe la noi.